Universitatea Politehnică din București a semnat, marți, 9 iulie, un acord de finanțare cu Banca Europeană în valoare de 25 de milioane de euro. Banii vor fi folosiți pentru relocarea infrastructurii educaționale și de cercetare a facultăților de chimie aplicată și ingineria materialelor, ingineria aerospațială și ingineria medicală din complexul Polizul, în campusul nou local. Universitatea Politehnică a devenit astfel prima instituție de învățământ superior din România care primește sprijinul Băncii Europene de Investiții prin intermediul planului Juncker. Noi clădiri inteligente care vor fi la dispoziția acestor facultăți cu tehnologie de ultimă generație, cu spații adecvate de învățare, cu amfiteatre foarte mari și moderne, cu săli de lectură foarte, foarte generoase, dar în special cu centre de cercetare de foarte bună calitate. De asemenea, proiectul are de asemenea și o componentă importantă de echipamente, de dotări pe care le vom pune la dispoziția studenților, și acest proiect noi îl estimăm a fi finalizat în maxim 3 ani de zile. Acest proiect este un vis al nostru pe care, iată, îl vedem acum realizat. Mă bucur că acest proiect vine și într-un an în care, practic, putem să spunem, Politehnica are 200 de promoții de absolvenți și lucrul acesta e foarte important. Acest proiect va fi finalizat în anul 2023. Prin urmare, generațiile de studenți care vor păși anul acesta după admitere în facultatea noastră vor fi beneficiarii la sfârșitul ciclului de studii universitare al acestui nou complex, al acestei noi construcții, respectiv sediul Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor. Este o imensă bucurie și cred eu că această nouă locație va contribui la atragerea unui număr mai mare de studenți și la punerea în valoare a unei infrastructuri didactice și de cercetare corespunzătoare și de asemenea la asigurarea unui confort deosebit pentru cadrele didactice și personalul facultății.